Odată cu pierderea puterii leului moldovenesc în fața dolarului american și monede europene, prețurile la produsele alimentare sunt într-o continuă majorare. Am mers la piața agroalimentară din Orhei să vedem care este situația la zi. Mai mulți comercianți ne-au spus că nu și-au majorat prețurile la marfă deocamdată, alții însă spun că sunt nevoiți să o facă, cauza principală fiind devalorizarea leului. Și ele au rămas, nu putem ridica nimic, că nu vor nimeni scumpire. E scump tot. Nu am înjurat. Puțin. Fați cum au crescut dolarul și euro, noi suntem pierduți. Ați mărim de foame, degeaba muncim. Dilua, cum e, e 25 de harpașică, că e 20, cu... Nu, n-am schimbat prețurile. Așeleși. Usturoi, că uitați, 16. N-am majorat prețul, tot aceleași prețuri au rămas, fiindcă oamenii și așa nu au bani săraci, pensionieri au pensii mici. Și dacă la unele alimente prețurile s-au majorat cu doar 30 de bani, la altele au crescut cu 2,3 și chiar 5 lei pentru un kilogram. Cumpărătorii se arată supărați, mai cu seamă pensionarii care spun că pensiile sunt mici și nu își pot permite mai multe cumpărături. S-au mărit prețurile de 10 ori pe un loc. Armament vreți 10.000, dar noi cu 800 și facem aici bătrâni. Murim de foame. Dar prețurile toate scunchite. Uloi era 90, amoi 120. Poftim, mănâncă dacă vrei, dacă nu, șăt și dormi. Chiar că la pensie și-a cumpărat oase. Majorate, și-s foarte majorate. E și normal, după euro și dolar, asta e și normal. Dar nu e normal că leu se devalorizează, asta e. Pensiile rămân aceleași, salariile rămân aceleași, dar prețurile se ridică cât mai mari și mai mari și mai mari. În ziua de astăzi s-au crescut foarte mult prețurile, foarte mult. Noi, ca pensionari, și pensie mizerabilă avem noi. Venim la piață, nici nu știm ce să cumpărăm ca să previsuim oameni buni. Ce face conducerea de vârf, care noi, alegătorii, am ales pe dânșii și ei acum nici nu se uită la noi. Nu știu ce să facem mai departe, cum s-a spus, ca să mai ridice mai departe prețurile. Noi de pâine n-a să avem de grabă. S-au ridicat prețurile la toate. Și la ulei, și la făină, și la tot s-au ridicat. Dar nu se gândesc la pensionarii care au 500 de lei. Ce fac? Cu 500 de lei. Experții economici sunt pesimiști. Acesta este doar primul val de scumpiri. Alte majorări de prețuri ne așteaptă în domeniul prestării de servicii și resurse energetice.